În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați preoți, iubiți credincioși, mulțumim lui Dumnezeu că ne-am vretnicit în această seară sfântă să fim aici împreună în Catedrala Sfintei Mitropolii, participând la slujba cea de seară vecernia unită cu liturghia darurilor mai înainte sfințite, bucurându-ne de frumusețea cântărilor înălțate la strană, de adâncimea rugăciunilor rostite în Sfântul Altar și, desigur, mai presus de toate, de împărtășirea unora dintre noi cu Sfintele Taine, trupul și sângele Domnului și împărtășirea tuturor celor de față cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciunea către Dumnezeu, cu cântarea înălțată spre lauda Preasfintei Treimi. La începutul acestei slujbe, în timpul citirii psaltirii, rostindu-se iectenia cea mică, una din cele trei iectenii mici înălțate de diacon la Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre, înainte de a da slavă lui Dumnezeu prin rugăciunea numită Ecfonis, ne-am rugat în Sfântul Altar lui Dumnezeu, numindu-L pe acesta Doctorul și Tămăduitorul sufletelor noastre. Doctorul și Tămăduitorul sufletelor noastre. El este Dumnezeu spre care se îndreaptă cugetul rugăciunii noastre și aceasta datorită prea multelor noastre răni care se află întru noi, între noi și în lumea întreagă. Un sihastru din vechime, retrăgându-se în singurătate și analizând viața pe care a dus-o, înainte de a apuca drumul mănăstirii și văzând consecințele acestei vieți în sufletul său, uitându-se în interiorul său, spune patericul și descoperind acolo întunecatul hău, a început a plânge cu lacrimi neîncetate. Și de ce oare, privind în lăuntrul său și văzând acolo ceea ce a văzut, a început să plângă? Răspunsul nu este altul decât faptul că, fiind atent cu sine însuși, fiind atent la viața sa, și fiind atent la ceea ce a văzut în interiorul său, și-a dat seama că a descoperit acolo foarte multe răni. Foarte multe răni de care el nu era conștient că le avea. Le avea în el, dar trecuse pe lângă ele fără să-și dea seama că ele se află acolo, în adâncimea ființei sale. Și retras din gâlceava lumii și atent la sine, gândindu-se la Dumnezeu, gândindu-se la sfârșitul vieții sale pământene, a început puțin câte puțin să descopere rănile pe care le are în sine și această constatare l-a făcut să plângă. L-a făcut să plângă pentru că și-a dat seama de tot ceea ce a adunat
ca ran, ca păcat și fără de lege, și consecințele acestora arătate în răni, și sufletul său s-a umplut de lacrimi, așișderea și ochii. De cele mai multe ori, noi nu suntem conștienți de ceea ce suntem. Ne vedem pe noi înșine mai sus decât suntem în realitate, precum în general îi vedem pe semenii noștri mai jos decât sunt ei într-o adevăr. Se spune că bolnavul care nu este conștient de rănile pe care le poartă, nu are nicio șansă de vindecare. Aceasta mai ales cei care sunt pe cale de a-și pierde mințile, în ospiciile care adăpostesc asemenea persoane, se întâlnesc adesea oameni care, deși bolnavi în mintea lor, zdruncinați în sufletul lor, spun tuturor că sunt perfect sănătoși. Și această necunoaștere a rănii care se află în minte sau în suflet este dovada certă a rănii, a bolii, a suferinței care se află într-o dânsă. Căci, încercând a înțelege ceea ce a experimentat, a trăit acel sihastru de care am amintit la începutul cuvântului, încercând să înțelegem ce a descoperit el în sine și de ce a început să plângă, tinzând spre aceeași stare la care a ajuns dânsul, ne dăm seama că suntem plini de răni, iubiți credincioși. Inima ne este rănită pentru că nu poate să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele atâta cât dorește Dumnezeu de la noi. Mintea noastră și ișderea este plină de răni, pentru că avem gânduri deșarte și în mod special de mândrie și orgolii, și toate acestea lasă urme adânci în mintea noastră, care ne împiedică să înțelegem care este rostul vieții noastre, care este sensul petrecerii noastre în lume, care este semnificația existenței făpturii lui Dumnezeu. Sufletul nostru, de asemenea, este plin de răni și constatăm aceasta prin faptul că el nu mai poate să simtă durerea altuia, suferința altuia și suferința lumii, dovadă a rănii prezentă în suflet. De asemenea, conștiința noastră este plină de răni, căci nu ne mai mustră atât de aprig și necruțător cum ar trebui conștiința, cugetul cel din lăuntru, cum îl numește liturghia darurilor mai înainte sfințite în rugăciunile sale, cugetul nostru cel dinăuntru, conștiința, ne este adormită și ne este adormită de asemenea pentru că multe răni datorită păcatelor am așezat pe ea. Și în această situație în care constatând sau tinzând să recunoaștem că avem foarte multe răni în noi, ce avem a face noi, oamenii, frați creștini? Ce face omul când constată că este bolnav? Merge la spital să descopere un doctor ca să-i ofere leacul medicamentului pentru tămăduirea lui. Cu atâtea răni în minte,
în inimă, în suflet și în conștiință. Unde este spitalul la care suntem chemați să alergăm? Este biserica. Cine este medicul care ne așteaptă să ne oblojească, să ne lege rănile? Oare nu Hristos Domnul? Cine sunt asistenții și infirmierele și toți cei care ajută la actul tămăduirii? Oare nu sunt arhierei, preoții, diaconii, care în numele Doctorului și Tămăduitorului unic, Iisus Hristos, administrează medicamentele, medicamentele nemuririi și medicamentul vieții celei adevărate în această lume, pentru ca rănile noastre să se vindece și să primească tămăduirea. În pilda samarineanului milostiv, cel care întâlnește pe drumul său un om plin de răni, toarnă pe acestea, spune Evanghelia, spune Domnul Hristos, toarnă pe acestea un de lemn și vin, arătând că sufletul omului plin de răni are nevoie de un de lemnul milosteniei și de vinul Euharistiei, pentru ca bolnavul să primească în cele din urmă vindecarea și consecința acesteia, primirea în Împărăția Cerurilor. În cartea despre care am amintit aseară, la slujba Pavecerniței, omul cel tainic al inimii numită, Părintele Zaharia spune, autorul cărții adică, că omul în fiecare zi, pentru a-și vindeca rănile sufletului său, are nevoie de 3 medicamente. Primul medicament este un cuvânt din Scriptură care să-i călăuzească viața, să-i arate unde este doctorul și unde poate fi găsit medicamentul pentru rănile sufletului său. Cel de-al doilea medicament pe care Părintele îl recomandă ca omul să vadă rănile sufletului său este pomenirea numelui lui Dumnezeu, în mod special prin rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Căci pomenirea numelui Domnului Iisus aduce după sine prezența noastră în fața Doctorului și Tămăduitorului sufletelor noastre și prin aceasta găsim tămăduire pentru prea multele noastre răni. Și cel de-al treilea medicament, spune Părintele, este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie cu trupul și sângele Domnului Hristos, pe care, chiar dacă nu-l primim în fiecare zi, cum ar trebui de fapt să facem, chiar dacă îl primim mai rar, prin binecuvântarea preotului, gândul la faptul că ne-am împărtășit, dorința și exprimarea acestei dorințe în fața duhovnicului, să fim dezlegați de păcate și să primim din nou Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie, împărtășania în sine și gândul la aceasta se transformă în leacul nemuririi, în medicamentul veșniciei, în așezarea noastră sub mâna tămăduitoare a Domnului Hristos și așa primim. Nădăjduim noi cu mila Domnului, nu datorită faptelor noastre, că nimeni nu poate fi îndreptățit în fața dreptului judecător,
nădăjduim să primim și noi vindecare în ființa noastră cea din lăuntru. Și aceasta pentru că Dumnezeu nu acceptă în împărăția sa oameni bolnavi, oameni bolnavi cu multe răni datorită multor păcate. Și Dumnezeu așteaptă ca la întâlnirea cu El, chiar dacă omul a săvârșit multe păcate și prin aceasta are multe răni în sine, acestea prin pocăință să se vindece ca omul vindecat, precum fecioarele cele înțelepte, cu candela sufletului aprinsă, să fie primit sufletul în împărăția cerurilor. Să ne ajute Dumnezeu ca și slujba din această seară, împărtășirea cu Sfintele Taine și cu Cuvântul Domnului, să fie leac de tămăduire, să ne ajute să recunoaștem rănile din noi, să alergăm la doctorul sufletelor și trupurilor, în Biserica Domnului Hristos, să primim tămăduire și sănătoși sau tinzând spre sănătatea sufletului și a trupului nostru, să mergem mai departe pe calea Apostolului pentru a primi certificatul de oameni sănătoși în duminica cea sfântă a Sfintei și Dumnezeiești învieri. Așa să fie, Doamne. Amin. Amin.